Ministerul Educației a decis că în 2017 Olimpiada Națională de Protecție a Mediului să se desfășoare în Maramureș. Colegiul Tehnic Băimărean C.D. Nenințescu va fi gazda competiției, deoarece are un astfel de profil de pregătire a elevilor. Din câte am fost informați, vor fi peste 100, între 100-150, nu știu exact încă. Sunt, din câte am înțeles, mai multe probe. Eu personal nu predau tehnologii, deci din ce știu de la colegii mei, deci există și partea de teorie și au și partea aplicativă, laboratoare cu diverse identificări de sol, de mediu, de ce știu eu, de aer, de acestea. Deci probele lor specifice. Olimpiada va avea loc în ultima săptămână a lunii aprilie. Deocamdată nu se știe câți elevi vor fi din fiecare județ, deoarece abia acum este programată faza județeană a competiției.